Dacă dorești cele mai tare articole la cele mai bune prețuri și cea mai bună calitate, intră acum pe Footshop și ai să găsești acolo încălțăminte pentru bărbați, pentru femei și pentru copii, de asemenea și accesorii, șepci, ghiozdane la cele mai bune prețuri. Nu uita că o să găsești link în descriere și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Bine v-am găsit la un nou episod de draft foarte special. Noi acum suntem live pe StreamCraft, dar dacă nu mă urmăriți să-mi dați acum follow. Și băieții mei o să fac un draft legal la ochi cu Parpandel. Adică eu o să fiu legal la ochi și Parpandel o să aleagă pentru mine. Eu nu o să-l pot influența niciun fel, eu doar o să merg pe mâna lui. Așa că nu uitați să apăsați acum butonul de like, să zicem peste 5.000 de like-uri. Și haide să vedem ce iese. Parpandele, hai că mă leg la ochi. Stați puțin așa, să văd dacă pot. Uitați, adică chiar nu văd nimic. Jur, de jur că nu văd nimic, a? E bine acum, e bine, gata. Da. Hai. Deci, apar o formațiile, da? Apare terenul. Așa, terenul. Zim tu pe care să îl aleg. Nu știu, care îți place ție? Pe ăla. Pe care pe ăla, că eu nu văd? Pe ăla doiu. Zim că să mă opresc. Ia-i con, cred că. Așa, adu-mă într-un spațiu liber, hai. Ok, nu e bine. Ce mai avem? Rânduri goale? Da, adică nu. Mai stai aici goale? E ultimul pe ăsta. Ăsta ultimul, ok. Băi, 148! Ce nu-i? Băieți, asta este echipa. Ca Super Sub o să-l folosim pe Messi cu De Gea și cu Ribery. Mai mult n-avem ce să facem. Haide să vedem primul meci, să vedem ce reușim. Mă aștept să găsim o echipă de 7-8 stele. Mamă, Lewandowski, ăla e tank, cu Maradona. Ia ce mai avem pe acolo. Băi, sunt jucători buni. Auzi, dar voi când vedeți că eu fac aici, voi altceva decât să vorbiți sau tati să vină să-și ia suc, nu știți? Da. Ce mă așteptam? E greu, bă, rău de tot cu chimia asta, n-ai ce să faci. Hai, Cristiano. Bă, da, trage și ăsta încă și mai bine, dar... Uite, asta nu înțeleg eu, frate. De ce mă bagă pe mine cu jucători mai buni? Adică să-i bage pe ea cu skill rating-ul meu, nu cu... Ia gol! Nu te cred! Hai, bă, dă-mă! Bă, încolo! Băi, nu se poate, frate! Băi, asta e o farsă, cred. De Gea al meu, Team of the Year, n-ar fi apărat așa niciodată. Băieți, asta este, haide să vedem premiile, a fost un meci. Mă așteptam la asta, sincer, și na, dar nu este nicio problemă. Avem aici premiile, ia să vedem, Dita mai gol pack-ul, din care nu primim nimic, dar avem niște pack-uri interesante. Tauvin ăsta e bun, bagă la vânzare, firea mama lui a naiba. Uite, hai că am scos ceva din pack-ul ăsta, sincer, chiar nu mă așteptam. Hai să vedem următorul gold pack. Ok, dăm un walkout. Na, nu este, dar n-are nimic. Ia să vedem. Veretut. Uite, frate, de aici și lasă-ne în pace. Premium loan player reward. Ia să vedem asta ce este. Pe cine ne dă? Avem aceste pack-uri mai speciale, așa, au nimeni. Belgia. Sau cum îl cheamă, Bliglia, nu știu cum îl cheamă pe ăla. Hai să vedem alt pe de genul. Dăm, frate, un jucător ca lumea. Dă-mi aici un superstar. Măcar împrumut să-l am și eu. Nu vrei tu să-mi dai și mie un superstar împrumut? Superstar împrumut. Belarabi. Ok, și hai să vedem. Acesta este un pe care l-am primit cu toții gratis. Ia să vedem ce jucător am primit aici. Ia să vedem. Ok. Team of the season. Nu, Team of the Year. Portughez, striker, Juventus, Cristiano. Mamă, deci dacă ți-ar pica așa ceva și la normal, mamă cum ar fi. Team of the Year, Ronaldo. Ia să vedem că ne-a mai picat jucători mișto. Asta e cel mai tare pack. Uitați-vă și voi ce am primit aici. Team of the Year, Ronaldo, Team of the Year, Mbappé, Kanté, 99 pele. Team of the Year, sunt Griezmann, Van Dijk. Te dai seama câți bani avem aici. Îi băgăm la echipa acolo să jucăm cu ei spre niciodată, dar sunt frumos să-i avem acolo. Băi, frate, cam atât cu acest video. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe episoade și mi-e sigur ne vedem.